vrea să trageți pe de-asta de oare? Vă voi ruga să unde stați, deoarece ați condus neregulamentar și vă vom sancționa pentru asta. Nu ia curba, putu-ți mașina în gură! Nu ia curba, a, parata! Bă, Gameș! Haide! Aoleu! Aoleu! Putu-ți! Bă, mă prinde, mă prinde! Bă, de ce n-alergă ăsta? Știu ce are mă ăsta. Scoate-mă cuțitul. Mamă! Mâinile sus. Ajutor! Mâinile sus! Gata, bossule, gata, gata. Aolo, m-au luat să mă bată mama. Mâinile sus! Mâinile sus! Vezi că dacă îți lași mâinile jos, vei avea un impact de gloanță la 200 de km pe oră. Te rog să nu-ți lași mâinile jos. O să-ți iei grăpaua. Îți... colegul meu, în calitate de polițist, îți va pune cătușele și vom vorbi foarte frumos. Dar pentru a-ți pune cătușele, tu va trebui să îți dai mâinile jos chiar în 3, 2, 1 și... Mulțumesc. Dar ce-am făcut, bossule? Ce ți-am făcut de mai pau? Mulțumesc că sunteți respectabil și corespunzător. Sunt cum să nu fiu. Dar vă auziți acolo să trage cu mitralier cu dalea, m-a stat pe mine că n-am nimic. Uite, auziți ce se aude acolo să împușcă băieții? Ia auzi. Vă cred, domnul, că se împușcă băieții, dar din cauza că dumneavoastră nu ați avut o mașină destul de competentă, v-am luat cu polo-ul. Și din cauza că v-am luat cu mașina polo-ul... Mașina mea, cum să vă spun, ați văzut că era cam așa, după ce am jurit-o puțin, era cam... Sincer să fiu, nu prea cred că era mașina ta. Adică ce vrei să spui? Ce vrei să spuneți? Ce vreau să spun? Dacă îmi arăți acte doveditoare că... Păi stați puțin așa, cum adică nu era mașina mea, cum vă dați seama, mă luați așa după față, adică mă faceți țărac pe față sau cum, că nu înțeleg ce facem aici. Nu, ascultă-mă să zic. Eu mă gândesc că dacă ai un Bugatti sau ce drag de mașină era aia, mă gândesc că ai ușă când conduci, știi? Păi da, da, treaba e că mașina doar ce a ieșit din serviciu, adică nu e gata după cum ați văzut, nu e gata mașina. Mai trebuie să-i pun o ușă, trebuie revopsită mașina și, na, am ieșit și eu cu ea acum la autură și ați mai tras și în roată, să nu spun așa, că e cam scupă roata, e de-aia ramflet, dar nu prea mai e acum. Ok, domnule, eu am uitat să mă prezint într-un mod politicos. Dar eu nu puteți sunt... să lăsați pistolul ăla, că mă cam, na. Ca agent principal, ca să vedem cadrul meu. Și eu sunt agent Huge Cax din cadrul meu. Cum? Huge cum? Huge Cax. De unde sunteți dumneavoastră? Ce naționalitate? Vă rog frumos să nu râdeți de numele lui. Mamă, să mă bată, mamă, uitați săracul... acolo, toată mafia orașului acolo, ce fac ei acolo, iau-te mafioții, se împușcă pe acolo. În India, cu o pită pe zi de pâine. Cum? N-are ce să fac. În India? Da, da, e frumos, să nu vă bate joc de numele lui. Așa nu, o frumos nu, să nu, eu n-am treabă. Domnule, nu știu dacă... Dacă lăsați pistolul ăla, să vorbim și noi ca oameni, zic, că păi, nu sunt agresiv. Eu trebuie să... Ok. Stam. Cătușe la mâini, zic și eu. Bă, prieten, okay. Mă scurcem pe... Întoarce-te. Da. Te rog, nu fugi. Nu fug, te rog frumos. Nu fug. Nici de nu pot să fug. Dă-ți masca aia jos. Păi, dă-mi-o tu. Bun, tu știi ce ai făcut greșit? Da, cred că da. Cred că da, da. Tu ai mers pe unde trebuie să meargă pietonii. Ai mers pe contrasens. Am mers pe... Cum am mers pe unde trebuia pietonii să meargă? Că nu înțeleg. Păi... Te-ai cam dus pe... Gata. Nu știu cum să se explica, ai condus foarte neregulamentar. Ceea a, ce asta duce... știu, am luat și eu mașina asta, cum am vrut să-i dau și-o puțin în gură așa de seară, dacă știți ce zic. Să păi, văd și eu înțeleg, cum... dar poate pe aeroport ceva... Da, înțeleg. Pare rău. Păi... Bine...
colegul meu vă va sancționa pentru ce ați făcut. Este amenda sau? Păi, momentan el cred că calculează în cap. Ok. Dar să nu-mi ia toți banii că mai trebuie să bag în mașina aia. Ați văzut cum e. Nu, nu, cred că se va întâmpla. Domnul, îmi pare rău, dar chiar n-avem ce face, trebuie să vă ducem la Jilava. Cum? Îmi pare rău, dar trebuie să vă ducem la Jilava. Cum adică la Jilava? Păi, dar cum, stați puțin că... Vă veți duce în cușcă cu gorile. Puteți gorila în gură. Ok, vă rog frumos. Cum adică cu gorila? Stați puțin. Spuneți-mi și mie cum adică... Pentru că am mers și eu cu mașina așa mai tare, mai așa... Mă păi, uite aici, conform codului penal, fuga de poliție... Îi 40 de luni plus o amendă. Haideți, domnule, că 40 de luni să mă bată mama de luni. Plus conduz imprudent. Domnule, nu pot să plătesc și eu cauțiunea aia sau cum e? Da, puteți să plătiți cauțiunea. Aș putea. Păi da, spuneți-i că nu vreau să stau secunde la... 2 secunde să văd cât ar fi calculul în total, plus ceva bani. Nu vreți să rezolvăm ca între băieți? Din păcate s-a rezolvat ca între băieți toată ziua și acum este seară, deci domnul, nu se mai face. Am o mică problemă. Ce problemă? Cauțiunea pot să vă dau să scăpați, dar doar de 30 de luni, nu pot de toate lunile. Așa mi, adică așa cât, mi se cât, spune. Cât adică bani, total? 25 de milioane plus amenzile. Eu toți banii am vreo 19 milioane. Eu dau toți banii ăștia, că nu vreau să stau acolo. Eu am venit aici în oraș și acum să văd și eu care e treaba, să-mi fac și eu aici prieteni de astea. Mie îmi pasă și de situația voastră financiară. Chiar îmi pasă, așa că... Mie nu prea îmi pasă, vă zic. Mai bine mergeți la închisă. Nu vreau să stau acolo. Am treabă în oraș. Dacă vreți să plătiți pe tine. Puteți maxim 20 de luni cât bani veți. Nici 20, nici nu știu. Păi haideți, calculați acolo, dați-mi și mie o reducere, zic. Lăsați-mi și mie acolo 15 luni, nu știu. Să sperăm că nu ne-a luat Dumnezeu mașina și să sperăm că trebuie să mergem pe jos. N-ar fi neapărat o problemă. Mă duc să verific dacă mai am mașina. Haideți mai repede că mă grăbesc. Vă întreg, vedeți? Fug mai tare. Aoleu, dar veniți încoace, nu fugi. Nu fugi. Unde fugi? Nu pot să sar. Stai, hai pe aici. Nu pot să sar pe aici, doamne, ferește, e prea greu. Tasca, am obosit că n-am antrenamentul dumneavoastră. Am văzut m-ați prins când am fugit, m-ați prins forță. Ați fost la concurs de lantă, alergat? Cum să nu? Deschide-i colegul ușa în spate să se urce și el. Tu-s grijenia, măi. Și pun eu centura dacă e. Poți să mă urc în față? Urcă-te în spate. Stai. Nu-mi place, n-am loc. Dați scaunul mai în față, vă rog, că stau prea. Deschide ușa.